Conducerea filialei Maramureș a Partidului Ecologist Român a organizat astăzi prima conferință de presă de după alegerile locale. Pentru formațiune, scrutinul a fost de bun augur, iar cei prezenți în fața jurnaliștilor au ținut să le mulțumească alegătorilor pentru asta. Nici procentul pe care l-am făcut nu este unul descurajator. Am reușit să avem în acest moment 32 de consilieri de aleși locali, 32 de consilieri în consiliile locale. Am reușit să introducem 2 consilieri locali la Baia Mare și 2 consilieri județeni la Consiliul Județean Maramureș. Deci, cred că pragurile critice au fost atinse. Nu este un moment să ne facem reproșuri sau autocritică, dar trebuie să recunoaștem că nu ne-am ridicat chiar la ținta pe care noi ne-am stabilit-o. Sunt foarte fericită și mulțumită că am reușit să formăm o echipă unită cu care putem să lucrăm de acum înainte. Să avem activități atât în plan ecologist cât și alte activități. Am avut deja câteva activități frumoase în timpul campaniei și sperăm să reușim să convingem mai mulți oameni să participe la aceste activități pe care intenționăm să le organizăm. Am plecat la drum cu mai puțin organizații din cele 76. Am reușit să depunem liste într-un număr important de comunități din județ. Și ceea ce mă bucură foarte mult și ne dă o speranță pentru toamnă este faptul că numărul de voturi pe care l-am obținut la Consiliul Județean depășește numărul de voturi care s-au obținut pentru consiliile locale sau pentru primarii. Cristian Anghel a declarat că este convins că PER va avea un cuvânt de spus în politica de dezvoltare a orașului Baia Mare și a județului.